România a cucerit duminică 4 medalii de aur, una de argint și una de bronz la campionatul european de canotaj pentru seniori de la Poznan. La cea mai bună prestație din istoria delegației țării noastre la un european au participat din plin și sportivii de la clubul Steaua București. 7 dintre cei 13 canotori roșalbaștri prezenți în Polonia au urcat pe podium câștigând 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Simona Radiș alături de Ancuța Bodnar a cucerit aurul în proba de dublu vâzle feminin. Cel mai tânăr echipaj din final a dominat categoric cursa și promite să aibă o prestație pe măsură și la Tokyo. Această medalie de aur ne face să așteptăm o medalie de aur și la Tokyo? Ne dorim foarte mult, pentru asta ne antrenăm, pentru asta muncim. Dacă se poate, anul ăsta s-a putut să aducem acest rezultat, sunt convinsă că nu este imposibil să o facem și anul viitor. Un succes pe măsură l-a obținut Ciprian Tudos alături de Marius Cosmiuc la dublu rame masculin. Echipajul românesc a luat aurul în fața fraților Sinković din Croația, campioni olimpici mondiali și europeni în exercițiu. Cum ne spuneau și reporterii de la All Rowing, cum ne simțim că am bătut vedetele, adică ei erau considerați ca fiind imbatabili. Cum să fie, a fost ceva normal. Făcut cursa și ne-am văzut că suntem în față, nu ne-am speriat de nimic, doar ne-am făcut cursa noastră și a fost ceva ok. Alături de echipajul de 8+1, Maria Magdalena Rusu a obținut cel mai categoric succes al României la Poznan, iar gândurile îi zboară deja spre regata de la Lucerna și de calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor. Acest campionat a fost un punct de plecare pentru noi, pentru barca noastră, și ne-a dat speranță că această barcă poate fi calificată la Tokyo și are speranță pentru o medalie olimpică. Adam Constantin a cucerit în barca de 8+1 cea mai strălucitoare medalie a acestui echipaj la campionatele europene, cea de argint. Suntem foarte mulți. Mulțumiți, foarte împliniți, foarte bucuroși chiar. Un rezultat deosebit până în prezent. Vă îndreptățește această medalie să priviți cu încredere spre Jocurile Olimpice de la Tokyo? Cu siguranță. Este un vis. Așteptăm acum calificarea din luna mai la Lucerna și mergem spre Tokyo. Pentru stelista Gianina Beleagă, europeanul de la Poznan a reprezentat o premieră. Alături de Ionela Cosmiuc, Gianina a cucerit bronzul în proba de dublu vâzle feminin categorie ușoară. Prima medalie pentru acest echipaj la competiția continentală. Am spart gheața de la europene, însă noi n-am considerat așa. Noi, ca la fiecare concurs, ne-am dus să ne facem treaba. Așa s-a întâmplat și acum, ne-am simțit foarte bine. După cum ați văzut, cursa a fost una foarte strânsă de la start până la finish. Noi am dat tot ce am avut și încă puțin, ca să facem cea mai bună cursa noastră și suntem foarte mulțumite și mândre de noi. Pentru canotori urmează în această săptămână întrecerile campionatului național de la Iași, iar apoi vor lua o bine meritată vacanță de 2 săptămâni.